toate, ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. 8:37 de minute, 800 de euro, dublu sau nimic în această dimineață. Claudiu din Arad e cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața, băieți! Ce faci, Claudiu? Așteptam să fiu sunat de voi și vă ascult. Consecvent, vă ascult în fiecare dimineață. Aștept de mult să te sunăm sau te-ai înscris de vreo 2-3 zile și te... Nu, mă scriu de mult, de ani de zile mă scriu. Și e prima dată când intri în direct la dublu sau nimic? Prima dată. Bravo, felicitări. La orice concurs de la Europa FM. Bravo, mulțumesc. E o premieră pentru tine, uite că... Foarte tare. Da. Da. Chiar e bine, să... ne bucurăm că ai, că ai ajuns până la urmă la noi. Da, mulțumesc, vreau să vă felicit pentru că, din punctul meu de vedere, este cel mai obiectiv post de radio și vă felicit pentru asta. Mulțumim tare mult. Mulțumim frumos. Și acum, din moment ce începem să dăm și știri din tenis de masă și șah, suntem și... Da, foarte... și din dart. Da, variat, adică... Avem și acoperire foarte mare, suntem excepționali. În Luca stăm. Băi, Luca, te rog, un pic de tenis de masă ca să fie toată lumea mulțumită. Da, da. Și dacă tot ne-a lăudat, da. Claudiu, Luca, ești tu setul ăla de întrebări simple azi. Hai, mă, băi, nu, Claudiu, îmi pare rău să creadă. Mulțumesc, George. Astea da. Sunt... Eu bine. Sunt incoruptibil, Claudiu, și sper să păstrez gândurile bune și după întrebările de azi de la dublu sau nimic, fie că vei ști sau nu. Să știi că răspunsurile... m-am uitat pe întrebări și chiar sunt simple. Este, cel mai ușor este când asculți concursul, uh-huh. Nu când participi. Așa. Atunci le știi pe toate. Adevărat. Da. Cam cât la sută din întrebările lansate la dublu sau nimic aveau răspunsul la tine? Nu vreau să mă laud, eu știu 80%. Bun. Bun. Dar atunci când ascultam, repet. Da, sper să nu piși pe 20% azi. Da, să nu pic pe cei 20%. Să vedem. Emoțiile au un cuvânt greu de spus în concursul ăsta, e adevărat. Știu, este adevărat, da. Și presiunea timpului. Claudiu, tu n-am fost atent. Ești singur? Singur, da. Acasă? Singur. Da. Perfect. Poți să dai muzica tare. Bine, păi hai să-i dăm bătaie, Claudiu, și să începem. Dacă n-ai emoții sau chiar dacă ai avut, dacă ți-au trecut, da. Totul da. E perfect pentru un început. Bun, mult succes! Mulțumesc! 100 de euro. Ca vechi ascultător și fan al concursului dublu sau nimic, știi, Claudiu, că întrebarea de 100 de euro e una de încălzire, menită tocmai să risipească un pic emoțiile. Spune-ne care este semnificația abrevierii CNP, Costel Nicu Paul. Cod numeric personal. Auzi, mă, Luca, eu am glumit când am zis să dai întrebările astea. Întrebarea de încălzire când începe concursul de la 100 de euro ne-a oferit multe momente. Luca se încălzește pe 100 de euro. Memorabil. Cauzate. Felicitări. Felicitări. Cauzate ci drept de emoțiile concurenților. Deci două mi-au rămas și mie recente, chiar recente. Cea cu Canini și cea cu împărțirea silabei a cuvântului piesă. Piesă, da. Da. Sunt... N-avem de unde știi care a fost împărțirea acolo. Da. Mie îmi place alfabetul telegrafistului versiunea Luca. Costel, cum ai zis? Nicu Costel, Paul. Nicu Paul. Da. Ce? Ai fost cât de cât aproape, Constantin Nicolae Petre. E lung, tati, da. Nicolae. Ai mai folosit odată nu știu ce cuvânt de ăsta și nu s-a înțeles exact litera. Trebuie să-ți dau... Costel e clară, Nicu... Nicu? Poți să-l confunzi cu Micu, eventual. Da? Vezi? Da. 100 de euro, ce facem? Mergem mai departe? Da, mergem mai departe. Dacă ați spus că e de încălzire... Sigur. 200 de euro. Claudiu, câți ani ai? 45. Mulți înainte. Înseamnă că știi și răspunsul acestei întrebări. Eram. În ce țară s-a născut actorul Arnold Schwarzenegger? Austria. Unde? Austria. Așa. Austria. Ok. Să întrerupsese. Ai răspuns repede și să întrerupsese și am auzit numai ea. O foarte scurtă întrerupere și nu s-a auzit ce ai spus. Și cu ea să mult. Austria. Cehoslova. Da. Franția. Da. Franția. Germania. Mi-ar fi plăcut aici un concurent sub 30 de ani.
Da, spună să nu fie de Pandorf. Să spună California. Da. Bravo, bravo. Bravo, Claudiu. Mulțumesc. Și tot așa, și tot așa. 200 de euro. Acum trecem la întrebările de răcire, nu? Dacă au fost astea de încălzire. Nu speria, mă, ce ai? Nu, glumesc. Nu, Claudiu, sunt o întrebări din, de calibrul cu care ești obișnuit. Știi cam care e nivelul. Da. Hai. Azi chiar sunt accesibile întrebările. Serios. Sunt la fel? Păi, eu zic că sunt în alea 80% de răspunsurile. Cum, cum crezi? Doamnă, așa? Zicea o doamnă, nu știu, zilele trecute că nu pot să pierd ceva ce n-am avut niciodată, așa că merg la merg mai departe. Bravo. 400 de euro. Ăsta e spiritul. Așadar, Claudiu, pentru 400 de euro. Cum se numește musulmanul care cheamă din turnul minaretului credincioșii la rugăciune? Aoleu, hai, nu știu. Hai că știi. Imam? Nu. Nu știu. Da, scuze-mă că am zis, nu s-au înșelat. Hai că era simplu. Se urcă sus, unii dorm, am dat noi, sfărăia unul. Îl mai avem? Nu, nu, nu. Să-l căutăm. Da, era în minaret și, mă rog, acum nu, nu se mai urcă sus, stau jos în ala. Sinagogă, dar au fost tare de tot, da. Megafone sus, da. Nu știu, nu, nu știu. Am fost în Istanbul, am auzit cum da. Se cheamă la slujbe, dar chiar nu, nu știu cum se numesc. Să vezi cum e când primești o cameră de hotel, un hotel foarte drăguț, special pentru dumneavoastră, că român, prieten, Galata, Hagi, nu știu ce, vă dăm camera asta frumoasă de tot, chiar lipită de zidul Moscheei Albastre și ești fericit și la 5 dimineața te trezești într-o panică, zici că a început războiul nuclear pentru că descoperi că megafonul este chiar în fața geamului tău, adică chiar în fața geamului tău, la gen 2 metri. Și la microfon, da. Muezinul la microfon. Muezinul. Of. Muezinul. Nu, n-am știut niciun fel de problemă. Mă bucur că am participat. E, imamul e cum ar fi mai preot. Așa, muezinul e clopotul. Muezinul, da, e... E voce. Ei n-au avut... E porta vocea, de fapt. Da. Cum e la noi cel care bate toaca. Nu, da, haideți să nu ne... Da. Să... Mulțumim tare mult! N-are nicio legătură. Eu vă mulțumesc. N-are corespondent la noi. Claudiu din Arad a încercat astăzi, dar n-a reușit să ia niciun ban. Claudiu, ne bucurăm că ne asculti. Ne pare rău că n-ai câștigat de data asta, dar poate cine știe. Și luni o luăm de la capăt. Ne mai reîntâlnim. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine luni în Deșteptarea la Europa FM.